găsit, doamnelor și domnilor, la săptămâna la Bani Mărunți, împreună cu Adi Zvâncă. Realizăm această emisiune în fiecare săptămână. Deja, cred că ați obișnuit, ora de difuzare este duminică, orele 18 și în reluare, luni, orele 17. Bun găsit, Adi Zvâncă, și ție. Bine te-am găsit, Cristian, să-i salutăm și pe telespectatorii noștri și să le spunem și că este o emisiune înregistrată, se poate să există un decalaj între ce discutăm noi, da, și realitate. Se pot întâmpla și alte lucruri între timp. Noi acum o registrăm, dacă tot avem vorba, o registrăm vineri, orele 15:30, deci cu două zile înainte de premieră. Greva de la Metrorex lasă urme adânci în peisajul bucureștean. Au fost câteva zile de lupte subterane, între ghilimele, între greviștii conduși de Ion Rădoi și administrația Metrorex, reprezentată de cei care își doreau să stopeze această grevă. Ce comentariu putem să facem pe tema asta? Nefiind din București, nu pot să spun că m-a afectat atât de mult faptul că a fost în grevă. Afectați au fost locuitorii din București. Ce pot să spun, că într-adevăr dependența asta de voturi a partidelor a dus la crearea unor sisteme de genul ăsta. Este sisteme chiar infracționale, putem spune, pentru că ele nu sunt chiar într-un mod, sau chiar dacă sunt într-un mod legal constituite aceste entități care acaparează, să spun, zone economice, nu sunt morale, deci ele nu se supun regulilor civilizației, pentru că au îmbrăcat o aură de legalitate, altfel n-ar putea fi funcționale. Ei, primul ministru care a reușit, sau cel care mi-a captat mie atenția, ministrul transporturilor, a fost primul care a fost în stare să spună adevărul despre ce se întâmplă acolo la Metrorex și să sperăm că va avea forța și să rezolve situația de acolo, pentru că cred că ar trebui rezolvată. La Metrorex a și pornit cumva, să spun așa, total ilogic această grevă. O companie care, datorită pandemiei, a fost afectată din punct de vedere economic, nemai având încasări din cauza lockdown-ului. Totuși, la presiunile sindicatului, au fost mărite salariile. Cred că în acest caz, deși am zis că o să analizăm activitatea ministrilor, cred că în acest caz ministrul Drulă este de felicitat pentru modul cum a abordat, foarte direct și foarte la nivelul sindicalismului, cum a abordat această problemă și sper să o rezolve în final. Nu, aici la Metrorex e o situație complexă care trenează de foarte mulți ani, în sensul că șeful sindicatului de la Metrorex, nici nu știu, a fost și deputat PSD, nu știu, s-a autosuspendat pe vremea în care a fost din funcția de lider al sindicatului de la Metrou, pe vremea când a fost parlamentar. Habar n-am, nu știu care este statutul lui actual, pentru că este de foarte mulți ani acolo în zonă și e posibil să fie chiar pensionar sau. Dar știu că acest sindicat este un sindicat de tip mafiot, în sensul că are niște protocoale încheiate cu presiunea sindicatiștilor, cu fostele administrații ale Metrorex. De exemplu, toate spațiile comerciale ale din zona stațiilor de metrou sunt în subordinea acestor câțiva, a lui Ion Rădoi și a celor câțiva care s-au elijat în conducătorii, în liderii sindicaliștilor de la Metrorex. Deci ei taie și spânzură, acolo nu se poate mișca nimica fără acceptul lui Ion Rădoi și a celor câțiva din jurul lui.
Mai mult decât atât, sunt, nu sunt bani, că până la urmă orice firmă care dorește să supraviețuiască sau știu să aibă, să fie pâine de plutire, nu poate să dea mai mulți bani, salariu sau să se angajeze în cheltuieli prea mari fără ca să, fără ca să se simtă la bugetul și la, sau la, și la echilibru acelei firme. Ori vedem ca și la minerii din Valea Jiului și la Metrorex sunt presiuni sindicaliste pe Ministerul Transporturilor sau pe Ministerul Industriilor, cum e în Valea Jiului, da, în care presiunii se referă la, dom'le, da, asigurați-ne salariile, avem, nu avem bani, dăm, nu dăm producție, avem, nu avem de unde, salariile trebuie mărite și trebuie plătite la timp. Și bun, așa și la Metrorex. Aici noi guvernanți, noi și vechii guvernanți, putem spune actuala coaliție de guvernământ, au tras concluzia că e ceva putut la Metrorex și nu mai au fost de acord cu niște, cu vechile înțelegeri semnate de fostele administrații de Metrorex. Și de aici de aici s-a născut acest conflict care până la urmă nu știm cum s-a încheiat, că e o nebuloasă. Știți că sunt două componente. În primul rând, partea asta socială, care probabil se va găsi o anumită soluție, pentru că e vorba până la urmă de oameni și probabil vor exista negocieri pentru angajați. Iar a doua parte, să se rezolve această problemă, cred că a fost doar de clicul să înceapă rezolvarea problemei pe care tu ai expus-o cu spațiile comerciale și aș adăuga și partea de publicitate din interiorul metroului, unde se încasează niște bani consistenți și care este tot așa... La pachet cu spațiile comerciale. Da, la pachetul, nu, spun de publicitatea outdoor, ce se face în metrou. Este tot la dispoziția sindicatului. Cred că a fost butonul care va declanșa o anchetă penală împotriva acestei grupări și care, să sperăm, până la urmă va duce și la reașezarea în stare normală a situației de acolo, acele spații să intre în piața liberă și să fie supuse regulilor economiei de piață. Da, bun. Acum revin și zic că nu știu cum s-a soluționat, că au intervenit manifestațiile de stradă și subiectul cu Metrorex-ul a intrat în plan secund. Sigur, ar fi trebuit să începem cu manifestațiile de stradă din ultima perioadă, dar astea am eu un feeling că vor continua mult timp de aici încolo, așa că am zis să fie acel al doilea punct al discuției noastre, aceste revolte spontane ale populației împotriva măsurilor anti-Covid, măsurilor guvernamentale anti-Covid. Bun, și ca să tragem o concluzie cu Metrorex-ul, interesant, și eu sunt foarte curios să văd cum se va soluționa. Domnia lui Rădoi datează de vreo 20 de ani, 25 de ani, cred că vreo 25 de ani, nu? De când Rădoi este în pole position-ul sindicatelor de la Metrorex. Și chiar sunt curios să văd dacă până la urmă legea va învinge și lucrurile vor intra în normal în ceea ce privește spațiile comerciale și publicitatea de la Metrorex. Acum aici să dăm așa o nuanță, să dăm o denumire plastică acestor manifestații de stradă, Revoluția de Aur. Sigur că Partidul Aur a ieșit în mai multe rânduri în ultima perioadă, asumându-și aceste manifestări. Eu nu cred totuși că Aur are această posibilitate logistică de a se implica și în aceste manifestări în toată țara și de a crea această turbulență revoluționară. Da, ei au avut o consecvență în a încerca să genereze situații de acest gen.
de ceva timp tot pun presiune în zona media pentru a se crea mișcări de acest gen, dar exact cum spui tu, cred că sunt două, pe lângă ceea ce au făcut ei, contextul îi ajută foarte mult, pentru că există un val foarte mare de demonstrații la nivel european, în multe țări europene, și ca în orice revoluție, valul vine încet și spre cealaltă țări. Acum, cu interconectivitatea socială a României cu restul Europei este destul de strânsă. Sunt o grămadă de români plecați în afara țării, care, fiind participanți la aceste proteste în afară, îi îndeamnă și pe cei din interior să aibă aceeași... să facă la fel, dar să aibă aceeași atitudine. Pe de altă parte, noi avem și, ca popor, avem așa o admirație față de vestul Europei și ni se pare interesant să facem ce fac cei din vest sau ce ne spun să facem cei din vest. Într-adevăr, au reușit, au o abilitate, să spun, aș spune chiar animalică, de a se plia foarte ușor pe evenimente de acest gen. Liderul Simion a apărut imediat cu live-uri ca și cum totul ar fi fost organizat de el, ca și cum chiar am văzut un live, deși nu-l urmăresc în mod deosebit, chiar întâmplător am văzut un live de la prima seara manifestației, în care era în luptă cu televiziunile care nu numărau corect numărul de participanți, dar totul era pus într-o temă ca și cum acei participanți sunt susținători ai partidului. Sunt oameni care sunt nemulțumiți din diverse motive, multe dintre ele reale, dar dintr-un punct de vedere cred că ar trebui să vedem și partea asta de siguranță sanitară, pentru că s-ar putea ceea ce își doresc dumnealor și ne dorim cu toții să trecem cât mai repede de acest context, da? Sau ceea ce s-ar fi strigat în cazul de față pe stradă, libertatea, s-ar putea chiar să fie afectată și această perioadă de pandemie să fie prelungită datorită acestor situații în care un număr mare de oameni nu respectă totuși măsurile minime de protecție sanitară. Ar fi putut fi în alt fel aceste meeting-uri, cred că cumva ar fi putut fi punctate într-un mod mai elegant, în așa fel încât să arate că ei păstrează într-adevăr distanța, că toți au poartă mască, dar totuși protestează pentru că li se pare anormal aceste restricții. Asta este ce s-a întâmplat. Probabil vor continua o perioadă de timp, atâta timp cât acești lideri vor reuși să trâmbițeze pe rețelele sociale și să atragă, să țină flacăra vie, dar totodată trebuie să recunoaștem că noi nu suntem ca francezii sau ca englezii sau atunci când avem un obiectiv să ne ținem de el până când este îndeplinit. La un moment dat, ca toate celelalte mișcări de stradă din România, probabil vor scădea în intensitate și se vor stinge. Bun, acum părerea mea este că aceste manifestări vor continua mult timp de aici încolo. Sigur că, ca orice mișcare, are un apogeu și apogeul nu știu dacă încă este atins. Din ce se preconizează că în weekend vor fi foarte mulți manifestanți. Unii în resurse susțin că vor fi 100.000, mă îndoiesc, în Piața Victoriei, mă îndoiesc că vor fi 100.000, dar în orice caz vor fi mulți care vor veni în Piața Victoriei și vor manifesta împotriva măsurilor anti-Covid ale guvernului de coaliție PNL, USR plus UDMR. Este de remarcat că în ultimele sondaje de opinie partidele de la guvernare s-au erodat destul de mult, în special PNL, care a ajuns undeva la 20-22%, ce am văzut. O ușoară creștere se manifestă totuși la USR, care, deși are în componență pe celebrul ministru Voiculescu de la Sănătate, care are o cotă de încredere extrem de mică, sub nivelul mării, ca să zic așa, toate astea, partidul, uite că are o ușoară creștere. Iar, pe de altă parte,
Dan Barna, care este cercetat în această perioadă pentru niște probleme la proiectele pe care le-a, europene pe care le-a făcut pe vremea când se implica în mediul privat. Continuă să ne dea sfaturi Dan Barna, uitând că acum 3 ani, 4 ani, tot el lansa sloganul fără penali în funcții publice, la care penalii se referea la oricine care are un dosar. Deci are și dosar. Fără să fie aplicată prezumția de nevinovăție, ca orice, da, exact, da, ce am spus. Bine, ok, pe vremea aia era de altă părere. Acum are dosar, stă bine, mersi, în funcția de vice-prim-ministru al Guvernului României, nu? Dă sfaturi la televizor în fiecare zi, crește în sondaje, uite că sfaturile se pare că au prins la populație. Ce să zic, revenind la la manifestările de stradă, eu zic că încă nu s-a atins apogeul lor. Părerea mea este că vor crește în intensitate în următoarea perioadă, mai ales că sunt alimentate de afară, așa cum bine zici, și tot ce vine de afară e de bine. Deci, practic, vom mai asista la exacerbarea acestor manifestații. Bun. Iată că vechiul, noul și subiectul care va ține drapelul sus, drapelul informațional, este COVID-19. Valul 3, suntem în plin val 3, s-a depășit cu mult ultimile recorduri, s-au depășit, iar iată, zilnic sunt depășite recordurile de infectări și de internări la ATI, la reanimare. Ce părere ai? Cum se va desfășura în continuare lupta împotriva virusului și când crezi că vom scăpa de această situație? Probabil acest val va începe să meargă pe scădere, pentru că deja și numărul de vaccinări e destul de consistent. Chiar vedeam că vin undeva în jur de câteva sute de mii de doze. Da, datele de astăzi, vineri, 1 aprilie, fără să fie nicio păcăreală, datele arată că în București a scăzut ușor infectările cu COVID, dar în județul Ilfov, care înconjoară Bucureștiul, au crescut. Ceea ce este total contradictoriu, nu știu. Da, pentru că cam toată lumea a renunțat la măsurile minime de protecție socială, de protecție sanitară, trebuie să recunoaștem. Dacă la început, când a fost prima carantină, toată lumea era stresată, chiar mi-aminteam că vedeam oameni care se gândeau cum să intre în bloc fără să atingă nimic, fără să-și arunce hainele, să le spele înainte să intre în casă. Acum deja totul a intrat așa, ne-am obișnuit cumva și cu virusul lângă noi. Și am devenit cu toții mai neglijenți din punctul ăsta de vedere, și atunci și riscul de infectare este mult mai... Și la fel, cum am spus și săptămâna trecută, asta s-a suprapus și pe o perioadă când umiditatea în aer a fost destul de ridicată și a favorizat cumva întreținerea acestui virus în suspensie. Probabil pe măsură ce se va încălzi, încet încet acest val de infectări va scădea și, coroborat cu numărul de vaccinări din ce în ce mai mare, să sperăm că spre sfârșitul verii vom trece în perioada în care nu vom mai fi nevoiți să suportăm diverse restricții. Da, ca să trecem la un nou subiect, dar cu aceeași temă, doctorița Flavia Groșan, văd că a devenit personaj public. Chiar am ascultat-o de câteva rânduri și pare o doamnă de bun simț și cu ceea ce ne sfătuiește și
ceea ce exprimă, pare că funcționează. Multă lume o laudă că n-a dat greș niciodată în tratamentele împotriva COVID și cu bani puțini reușește să te facă bine. Suntem din nou, să spun așa, sub reflectorul Europei și a gândirii occidentale. Nu reușim să ne debarasăm de acest lucru. Faptul că primim niște scheme de tratament și niște protocoale de tratament de la OMS sau, mă rog, de la, nu știu exact cum se numește, Autoritatea Europeană în domeniu, ne face să fim închistați și să nu mai putem depăși momentul și gândirea respectivă, să încercăm să fim și noi inovativi. De 30 de ani ne-am obișnuit doar să primim indicații ce să facem, cum să facem, că ce fac alții este mult mai bine decât ce facem noi. Și cumva cam asta văd eu că a fost reacția și în cazul acestei doamne. În loc să fie analizat acest tratament și să se caute partea bună și dacă este bun să intervenim noi ca națiune și să spunem, uite, în România un medic a găsit o schemă de tratament care este benefică și să încercăm să susținem aceste teorii după ce le verificăm, bineînțeles că sunt viabile, punem direct pumnul în gură, domnule, a ieșit din schema, a ieșit din protocol, nu e valabil. Păi dacă ar fi existat, dacă totul s-ar fi întâmplat așa în decursul evoluției omenirii, am fi fost probabil încă în situația în care alergam după animale și ca să mâncăm. Până la urmă, aceste, să spun, intenții de a schimba lucrurile ne fac să fim ceea ce suntem, nu? Inovativi și creativi. Pe de altă parte, vreau să mai spun că nu este primul sistem de tratament care, cel puțin la nivel declarativ, a dat rezultate, ce mai este și vorba de aceea Ivermectină, dacă țin bine, da? Care la fel a fost lăudată și e recomandată, cum v-am înțeles, pe sub birou de medici și pe care Comunitatea Europeană refuză să o pună în vânzare, să o autorizeze ca și medicament, deși ea este folosită în alte țări. La fel se întâmplă și cu vaccinurile care nu sunt produse în zona occidentală. Simt foarte bine că rușii au un vaccin Sputnik care este folosit, chiar am înțeles, și în Ungaria este preluat. Deci am înțeles la fel, că au 3-4 până la ora asta, am mai scos și de asta, de asta spun, ne-am învățat ca nație să, cum să zic, dacă primim un ordin de la stăpân, să încercăm să-l respectăm cât mai cu grijă, să nu supărăm cumva pe cineva, da? Și nu încercăm să mai fim creativi și să ne aducem aportul la nimic. Și în acest caz, cred că doamna Flavia Groșan, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit, din contră, pentru faptul că a reușit, chiar am discutat și eu cu medici de tema asta și toți spuneau, domnule, ce tratamente dă doamna Groșan nu sunt valabile în cazul în care nivelul de infecție este foarte ridicat. Bun, poate este adevărat și asta, nu contest. Dar să ținem cont că nu toți cei care se infectează ajung să fie la ATI, da? Și ceilalți au nevoie de un tratament. Nu trebuie să ne focalizăm doar pe cei care sunt într-adevăr o povară pentru sistemul sanitar. Pentru că mai sunt și alți oameni în societate care au nevoie de ajutor. Dacă există un mic ajutor pe această schemă de tratament, da? Și este benefică, acest colegiu al medicilor ar fi trebuit să găsească, sau Ministerul Sănătății să gătească sistemul să implementeze în România sau măcar să meargă în direcția de a fi implementat sau acceptat la nivel european, dacă nu chiar la OMS. Da, și eu sunt de partea doctoriții Flavia Groșan. Așa cum am menționat anterior, mi se pare că e de bună credință și face lucruri bune. Până acum, da, să zic, poate să poți să bei și apă sfințită, să te faci bine, nu e nicio problemă. În cazul nostru, atât timp cât nimeni nu a suferit din pricina acestor tratamente aplicate de doctorița Flavia Groșan, eu zic că trebuie să-i dăm credit acestei doamne doctor și să învățăm, măcar să fie lăsată să își facă treaba cum știe mai bine, până la proba contrarie, nu? Că până atunci avem mulți infectați care așteaptă să fie tratați și sunt tratați, cum știm bine, că sunt tratați în anumite spitale, dacă nu în majoritatea, măcar cel puțin în jumătate dintre spitalele din România, tratamentul este precar. Este precar și, ca să nu mai deschidem subiectul, să nu mai dezgrupăm morții
și la propriu și la figurat, a profesorului doctor decedat, legat de pat, nu mă știu, în Sibiu sau în Cluj. Mă rog. Bun. Banca Centrală Europeană va lansa propria monedă digitală. E un subiect care mi se pare foarte interesant și care de la explozia Bitcoinului de acum 4 ani, în care a crescut la vreo 18.000 de dolari la vremea respectivă, nu? Până în zilele noastre s-au tot inventat monede virtuale. Mai mult decât atât, celebrul Elon Musk a făcut o investiție foarte mare, am înțeles, în jur de 5 miliarde de dolari. A cumpărat monede virtuale pe Bitcoin. Nu, da? Nu mai știu exact dacă 5 sau o altă sumă, dar mă rog, câteva miliarde de dolari au fost investite în Bitcoin. Ce părere ai de monedele, de criptomonede? Ce să spun, Bitcoinul a fost primul venit pe piață și a reușit să aibă succes. Poate și datorită faptului că este un număr limitat de monede în piață, deci nu se depășește acel număr și atunci tranzacțiile au făcut, sau dorința oamenilor de a avea această monedă au dus la o creștere a valorii acesteia. Dar totodată, în spatele succesului Bitcoin se află o grămadă de insuccese, foarte multe încercări de a se lansa alte monede, care au avut un eșec răsunător. Deci vorba de miliarde de euro. Au fost înșelătorii în spatele acestor. Și înșelătorii, dar au fost și firme care au încercat pe același model să, cum să zic, să preia modelul Bitcoin și să creeze o monedă paralelă, dar a fost un eșec de miliarde de dolari, la fel pierdere pentru investitori. Cred că vor intra și aceste criptomonede în atenția reglementatorilor bancari, pentru că sunt surse de venit pe care statele nu vor ezita să le impoziteze într-un fel, sau măcar să le urmărească, să poată interveni cu impozitarea acolo unde se generează venitul, pentru că Bitcoin este folosit acum foarte mult pentru tranzacțiile, să spun, mai puțin legale. Nu în totalitate, dar este folosit de regulă. Monedele virtuale au și o componentă de tranzacții care nu pot fi urmărite și atunci sunt atractive pentru cei care nu vor să fie cunoscute afacerile lor. Și este foarte clar că vor intra într-o reglementare și probabil încet, încet forța băncilor se va arăta din nou și vor fi preluări de monede de către bănci, noi monede lansate, nu exclus ca și Bitcoinul, ca un startup să fie la un moment dat, să facă un exit și să fie preluat de vreun mare fond de investiții sau vreo mare bancă, în așa fel încât să ajungă sub umbrela statului global, ca să zic așa. Dar de ce Banca Centrală Europeană are intenție de a lansa o monedă virtuală? Pentru că piața se mișcă până la urmă, dacă vezi o hârtie de 100 de euro, o ai în buzunar și te simți mai bogat cu 100 de euro. Așa, o monedă virtuală, ai un stick cu ceva care, cu niște informații, cu niște... Aceste monede virtuale sunt mai multe folosite pentru depozită decât pentru tranzacții. Ele nu sunt folosite de tranzacții de zi cu zi, cum e moneda uzuală. Cred că se simte nou trend, intenția oamenilor de a nu mai plăti comisioane pentru banii virtuali care se mișcă prin conturi și atunci, tocmai pentru a nu pierde, să spun, aderența la piață, probabil toate băncile vor începe încet, încet să se orienteze, să facă un mix de monedă virtuală și monedă, să spun, mainstream. Da. Și acest mix probabil va fi viitorul monedelor. De altfel, sunt foarte multe state care încearcă să scoată moneda fizică din circulație, unele cu mai mult succes, altele cu mai puțin succes, dar tendința este de a se scoate moneda fizică în așa fel încât tranzacțiile să poată fi cât mai ușor urmărite și cât mai ușor fiscalizate. Nu înțeles că țările nordice, nu mai știu, Finlanda sau... Da, Suedia dorește până nu știu ce an să dispară moneda. Din ce știu eu, Norvegia e cea mai avansată. Au undeva în jur de
70% din acest proiect de a exclude moneda fizică din piață sunt la un stadiu de 70%, deci acum nu pot să zic exact că 70% din valoarea tranzacțiilor sau 70% din tranzacțiile fizice sunt făcute cu monedă. Hai să ne imaginăm că o țară ar ajunge să aibă numai banii să fie pe card, da? Să lucreze numai cu bancomate și cu bancomate cu POS-uri și cu carduri, da? Dar în timp aia controlul statului asupra individului va fi suprem, va fi, deci practic în orice moment poți fi depozitat de toată averea, în orice moment poți fi, nu, poți cădea pradă răufăcătorilor, hackerilor sau chiar și statului, care și statul de cele mai multe ori nu e chiar pe placul nostru, nu e chiar băiat bun statul în general. Da, cred că e o tendință, na, bineînțeles, cei care conduc, sau cei, e normal să dorească să tindă să aibă control asupra populației. Riscurile sunt, într-adevăr, cum spui, imense, pentru că aceste, să spunem prin absurd, că n-am mai avea energie, automat n-am mai avea nici monedă, n-am mai putea face absolut nimic. Să nu mai spun cu Bitcoin, există o mare problemă, că mare parte dintre cei care au investit în Bitcoin la început și au pierdut stickurile și parolele, care sunt un pic mai complexe. Da, și sunt foarte mulți bani care, bani virtuali care acum valorează foarte mult și posesori de Bitcoin și care nu pot să-i acceseze datorită. Chiar sunt firme care încearcă prin diverse metode să recupereze acest bani. Deci, cum să zic, ne-am supune la aceleași riscuri. Cred că și ancorarea în realitate ar trebui să fie destul de consistentă, dar exact cum am spus, statul ar dori ca totul să fie sub control, în așa fel încât să putem fi mai ușor direcționați. Manipulați, să fim manipulați și să fim... Apoi este foarte simplu, hai să ne gândim la un singur lucru. Dacă statul ar ști exact fiecare cât ce venit are și ce nevoie are, nu? Ar ști clar cât să impozinteze, în așa fel încât noi să rămânem doar cu nevoile, iar restul, surplusul, să fie direcționat către... Nu ar fi un calcul foarte, foarte dificil. În urmă, direcționat către buzunarele cuiva sau către sticurile cuiva, că statul, până la urmă, nu este o noțiune abstractă. Statul este reprezentat de niște oameni care au niște interese, până la urmă, nu? Așa e. Asta, pentru mine, monedele virtuale reprezintă pielaursul din pădure. Pielaursul din pădure care noi doi ne adunăm, noi doi ne întâlnim și ne gândim, haide Adi să evaluăm pielaursul din pădure. Și eu zic că aș evalua-o la, nu știu, la 10.000 de corcodușe. Și tu zici, nu, valorăm la 25.000 de corcodușe. Și uite, așa ne licităm virtual, până când ajungem la o sumă de corcodușe la care pielaursul din pădure poate fi comercializată. În cazul nostru, Bitcoin, ce reprezintă Bitcoin? Bitcoin reprezintă o înșiruire de date informatice, nu? Care sunt depozitate pe un stick, care stick... Așa cum zici, poți să pierzi parola, poți să poate întâmpla orice. Da. Da, succesul Bitcoin cred că a fost dat de faptul că au limitat numărul de monede. E mai mult mental, succesul e mai mult o butaforie, mai mult așa, un balon de săvân, părerea mea. Eu nu prea am mare încredere în aceste monede, dacă să mă întrebi. Da, deci eu nu aș investi bani în monede virtuale. Este extrem de volatilă, exact cum creșterea a putut să fie... Deci vezi de la săptămână la săptămână că crește exponențial. Și poate să și scadă exponențial. Da, poate să scadă la fel de bine, pentru că nu, oricum acum vreo 5 ani a fost un atac masiv al hackerilor, s-au pierdut vreo, mai știu, 270 de milioane sau miliarde de dolari din acel atac al hackerilor. Deci este extrem de volatilă pentru cei care speculează și cei care știu foarte bine zona asta IT-ului. Probabil este un mod de speculație foarte interesant, dar cred că în afara caracterului speculativ nu va reuși, să spun, ca monedă să se impună, dar totodată, exact cum Tesla a dat un model în producția de mașini și aceste
monede virtuale își vor impune anumite schimbări, da? Și schimbarea principală este că au arătat oamenilor că pot cumva să iasă din sau pot să evite lăcomia băncilor atunci când există transferuri bancare. Pentru că, cum știm, transferurile bancare, în special cele între națiuni, sunt extrem de scumpe, deși nu se întâmplă nici la nivelul băncilor mai mult decât se întâmplă la un Bitcoin. Sunt tot la un click distanță. Lăcomia asta a băncilor a făcut să apară pe lângă aceste monede virtuale care fac să evite total umbrela reglementatorilor bancari. Știm și o grămadă de alte companii care se ocupă doar să facă transfer bancar dintr-o țară într-alta pentru pe un comision mult mai mic decât băncile. Lucrurile nu pot, că până la urmă legislația trebuie să urmeze cursul vieții. Cred că încet, încet vor și aceste monede virtuale, precum și faptul că comisioanele bancare pentru transferurile interbancare internaționale sunt extrem de mari, vor duce până la urmă la o armonizare a băncilor la dorințele populației și se va crea un mix de politici care vor fi cumva un avantajul tuturor. Dar ca și să spunem că viitorul omenirii va fi cu monede virtuale, personal lucrez. Și eu îmi păstrez scepticismul vis-a-vis de aceste monede virtuale. Încă o dată revin la pielosul din pădure. Nu știm câte piei sunt, câți urși mai sunt cu pielea întreagă. La fel nu știm cât valorează. Sunt urși mari, mici, nu ne dăm seama acum exact. Deci îmi păstrez scepticismul vis-a-vis de moneda virtuală. Hai să ne întoarcem un puțin la politica noastră, cea de toate zilele, politica din spațiul Carpato-Danubian, și să constatăm că în partidul de guvernământ, în principalul partid de guvernământ PNL, se întâmplă lucruri. Se întâmplă lucruri, din ultimele informații, se pare că președintele Iohannis are niște preferați în bătălia pentru președinția PNL de la Congres. Acești preferați sunt Florin Vasile Câțu și Rareș Bogdan, în detrimentul actualului președinte Ludovic Orban. Mă rog, eu îl văd pe Orban acum băgat în tranșee, cu casca în cap, cu arma în mână, la buncăr, acolo stă ascuns și își organizează, are timp, pentru că funcția de președinte al Camerei Deputaților, fiind o funcție mai lejeră, are timp să-și organizeze mai bine campania în PNL față de Câțu, de exemplu, care, na, fiind prim-ministru... Acum am discutat însă și săptămâna trecută. Câțu, într-adevăr, nu este extrem de popular în interiorul PNL-ului, este oricum venit așa... Și Câțu este totuși invenția lui Orban, până la urmă, dacă stăm bine să ne gândim. Da. Mai mult sau mai puțin. Da, e clar că în guvernul Orban, ca și ministru de finanțe, probabil a fost susținut de Ludovic Orban, nu cred că exact. A fost susținut de altcineva. Exact. El a avut și înainte o perioadă, cum să zic, a fost unul dintre liderii vocali, deși mai sunt puțin lideri vocali în PNL. El și Florin Roman erau cei care tot timpul interveneau, el în special pe zona fiscală și economică, cu un limbaj nu tot timpul academic, ceea ce făcea priză la public. Nici nu, cum să spun, nici nu arăta să fie un economist atât de, să spun, de mare clasă cum sunt alți economiști români. Dar totuși, nu, să spun, acest aport la susținerea PNL-ului în opoziție a fost gratificat ulterior cu un post de ministru. Cred că se fac din alte tabere. Cred că intervenția președintelui Iohannis e posibil chiar decisivă, pentru că la fel cum avem și mirajul față de
vest sau față de Occident, la fel, noi nu vedem că președintele e până la urmă un om cu anumite interese și ne uităm doar la ceea ce ar trebui să fie statutul acestui personaj. Klaus Iohannis a pornit pe, să spun, pe, de pe alte poziții și încet, încet începe să se apropie de statura și de imaginea lui Traian Băsescu, care intră în toate jocurile și în toate combinațiile, nereușind să rămână la înălțimea funcției. Eu nu-l pe Iohannis după încheierea mandatului să cam mai rămâne pe aici. Eu cred că se retrage frumos la schi. Probabil, dar ideea este ce face până atunci. Pentru că probabil luptele, la momentul actual, sunt duse pentru a se stabili moștenitorul Iohannis. Haideți să fim serioși, pentru că aceste lupte nu se duc pur și simplu cine să conducă partidul. Nu, pentru că cel care conduce partidul va desemna ulterior și un candidat la președinție. Și exact cum s-a spus atunci când Rareș Bogdan a venit la europarlamentare și s-a discutat la momentul respectiv că va fi cel care va moșteni mandatul lui Iohannis, eu cred că asta a fost din start strategia, de altfel Rareș Bogdan de asta a și mers înspre europarlamentare și n-a rămas în interior ca să fie ministru, să fie pe zona executivă, ca să nu poată cuantifica din nemulțumirea populației, așa că europarlamentarii au și o imagine și o posibilitate de a transmite mesaje, dar totodată nu este atât de implicat în partea de execuție de zi cu zi a guvernului, în așa fel încât să fie criticabil, nu ia măsuri, nu ia decizii. Probabil e pregătit ca moștenitor și acum încep să se facă cărțile. Să nu uităm că interesele în România sunt atât de mari încât va ieși exact cum trebuie. Probabil. Eu merg, în schimb, pe mâna lui Ludovic Orban. Eu cred că este suficient de bine înfipt, suficient de bine înarmat și și-a făcut un scenariu, o strategie extrem de bine pusă la punct și nu cred că vor fi mari surprize la acest... Venirea lui Klaus Iohannis la PNL nu a fost întâmplătoare. Faptul că Klaus Iohannis a devenit candidatul la președinție n-a fost întâmplător. Antonescu a fost forțat la momentul respectiv să se retragă pentru a-i face loc lui Klaus Iohannis. Ori aici sunt mai multe evenimente care se leagă și care duc înspre imaginea că aceste lucruri nu sunt regizate în interiorul PNL-ului, ci sunt, să spun, sunt mai mult pe o tablă de șah, în care se pun persoane în șah, se pregătesc maturi, se tot fac tot felul de chestii pentru a se ajunge într-o anumită direcție. PNL-ul nu este PNL de când a venit Klaus Iohannis, s-a schimbat radical, da? A existat o fuziune cu vechiul PD, deci lucrurile nu mai sunt cele care au fost. Din păcate că la început ai spus de sondaje că acum se apropie din nou de 20% PNL. PNL are un nucleu dur în jur de 20%, numai puțin de 17%, nu cred că a coborât, cu excepția în anumite situații după ce a fost Convenția Democrată, dar de principiu rămâne undeva așa între 15% și 20% pe electoratul dur, captiv, dur, care votează PNL indiferent ce ar fi. Rareș Bogdan a reușit împreună cu Klaus Iohannis să ducă la o creștere consistentă a PNL-ului, dar încet, încet această creștere care a fost punctată în alegeri se erodează și merge. Ori tocmai cred că asta se pregătește, următoarea strategie de campanie, peste 3 ani să fie în liderul partidului, liderul PNL-ului, să fie persoana care poate nominaliza pe cel care se antrenează acum pentru a deveni viitorul președinte. Deci, așa cum am afirmat și anterior, eu merg pe mâna lui, încă merg pe mâna lui Ludovic Orban la șefia PNL. Vom vedea, nu știu, congresul va avea loc în vară, nu știu dacă s-a stabilit și data, dar nu mai este mult până atunci. Ultimul subiect de astăzi este un subiect, din păcate, trist. Este înfrângerea echipei de fotbal a României în fața Armeniei. O înfrângere neașteptată, dar previzibilă, dacă pot să folosesc un antagonism. Și surpriza surprizelor, o surpriză mai surpriză decât
decât înfrângerea României față Germaniei, este înfrângerea Germaniei în fața Macedoniei de Nord, la nemți acasă. Adică așa ceva, chiar nu mă așteptam să se întâmple un lucru ca asta. Cum comentezi? Păi, în primul rând o să spun că nu sunt microbist, nu urmăresc fotbal absolut deloc. Poate o să se simtă, o să fie mulți oameni lezați de declarația mea, dar asta e adevărul. Nu sunt pasionat de fotbal și, sincer, fotbalul mi se pare un sport. La un anumit moment, un finanțatorul Jiului îmi spunea că, de fapt, nu e un sport, este un fenomen social. Eu cred că e o afacere și, probabil, neantele acestor afaceri fac să apară și situații toate de genul ăsta. Toate sporturile sunt... Și, nu toate sporturile, că acum nu putem spune că cei care fac parkour fac o afacere din treaba asta. Nu toate sporturile. Toate sunt foarte multe sporturi care sunt o afacere. Tenisul din ziua de astăzi este cea mai tenis, vizibilă. Golf, sunt tenis, foarte multe, dar basket. Trebuie să facem diferența asta între business, da, ce înseamnă tenisul ca business și ce înseamnă sportul. Da? La momentul actual, între fotbal, ceea ce vedem noi la televizor, între fotbalul ce vedem noi la televizor și fotbalul ca și sport, este o rupere totală. Și asta și face, pentru că businessul fotbal nu mai are de unde să extragă material. Înțelegi? Pentru că societatea nu mai produce fotbaliști. Da? Toată lumea își dorește ca businessul ăsta să fie exploziv pentru România, dar societatea nu mai produce, pur și simplu ca o resursă, ca și cum putem lua același exemplu cu mineritul. Da? Toți ne-am dorit o companie, complexul energetic cu Nedoara să fie o companie de succes, dar nu mai are resursă. Asta e situația și cu fotbalul. Toată lumea se focalizează și are niște așteptări, în special așteptările astea sunt, să spun, generate de marketing, pentru că trebuie să convingi oameni să se uite la televizor când Bergambier ne spune că suntem prieteni, să meargă la casele de pariuri să pună un leu 5, 10 milioane pe aceste echipe. De fapt, este un imens business care, din păcate, cum să spun, efectul cel mai dramatic din toată această situație, că era vorba de dramatism, este că mulți oameni sunt afectați efectiv de aceste rezultate. Nu e cazul meu, pentru că nu sunt pasionat și nu chiar trec peste aceste aspecte fără niciun dramatism, fără să sufăr. Bine. Dar sunt foarte mulți oameni care simt asta ca o lezare națională, faptul că noi nu reușim chiar să batem Armenia. Dacă s-ar dori să se facă sport, atunci sportul nu ar trebui să fie cel pe care, la care ne uităm noi. Nu, sportul ar trebui să fie pe stadion cu copii care sunt antrenați, să învețe din școală să meargă să joace fotbal sau să facă alte sporturi și care dintre ei să ajungă și în această zonă de business, de marketing, dacă au talente de excepție. Stăm, ne uităm mult și nu facem nimic. Ne uităm la televizor, spun, la sport și nu facem nimic, deci nu facem sport. Asta nu facem nimic, statul nu face mai nimic. Statul nu face mai nimic, pentru că este și o vină națională. Mă uitam la și ne aducem aminte de rezultatele deosebite la olimpiadele de pe vremea comunismului, unde câștigam zeci și zeci de medalii. Acum nici măcar nu ne mai calificăm să ajungem acolo, nu să mai câștigăm medalii, nici măcar să ajungem ca simpli participanți. De asta zic că, bun, acum Armenia e o țară mult sub nivelul României. Hai să luăm Macedonia de Nord. Sunt 2 milioane de locuitori, cred că mai mic ca Bucureștiul, dacă să ne uităm. Iată că acest sport, fotbalul, ne oferă în fața înfrângerii Germaniei acasă, în fața Macedoniei de Nord, se pare că noi, de fapt, nu e dracu atât de negru cu înfrângerea în fața Armeniei, la Armeni acasă. Nici nu mai știi cum să privești lucrurile sau cum să comentezi asemenea rezultate. Eu ți-am zis, din punctul meu de vedere, rămân, fiind detașat așa și nepunând foarte mult suflet în fotbal, rămân tot timpul așa, meciul secolului, momentul istoric, nu știu ce se întâmplă, nu știu ce se întâmplă. Doamne, stai puțin să ne înțelegem. Noi avem 10 ani, cred că, de eșecuri constante, continue, dacă nu mai mult, la fel, ne fi microbuist, nu mă interesează, dar cel puțin 10 ani de când îi văd pe toți prietenii mei dimineața după meci supărați că ce s-a întâmplat. Păi ce să se întâmple? Același lucru ce s-a întâmplat și cu 3 zile înainte. De ce ne așteptăm ca acum să fie altceva? Ce s-a schimbat ca să fie altceva?
Bun. Asta este ce s-a schimbat, despre ce s-a schimbat vom vorbi și săptămâna viitoare. Pentru astăzi am epuizat timpul alocat emisiunii. Adi, îți mulțumesc pentru participare. Mulțumesc și eu pentru invitație. Doamnelor și domnilor, asta a fost săptămâna la Bamărunți. Ne revedem duminică la premieră la orele 18, luni în reluare la orele 17 și, bineînțeles, ținem aproape.